Salut! Sunt Andrei de la atelierul tău.ro, magazin online de scule electrice și accesorii. Astăzi vă voi prezenta un fierăstrău de masă profesional de la Makita, LS1040. După cum puteți vedea, vine în cutie de carton. În setul de livrare la LS1040 veți găsi certificatul de garanție original de la Makita, însoțit de hologramă. Cărțile tehnice ale produsului, inclusiv în limba română. Sacul pentru colectarea prafului. Două ghidaje pentru susținerea materialului de prelucrat. Un reazăn suplimentar pentru LS1040. O cheie pentru desfacerea și strângerea diferitelor elemente și triunghiul care asigură reglarea discului la 90 de grade. Pentru a putea utiliza fierăstrăul, este nevoie evident să coborâm și să ridicăm brațul acestuia. Pentru a putea debloca brațul, avem aici această piedică, trebuie trasă. Din acest moment, brațul fierăstrăului se ridică de la sine. Aceasta este poziția de maxim. Pentru a-l putea utiliza, trebuie întâi să trecem de mecanismele de siguranță. Rolul acestora este evident pentru a evita coborârea accidentală a fierăstrăului și rănirea, evident, a celor care îl utilizează. Sunt trei elemente care trebuie acționate simultan. Prima oară este acest buton. Avem apoi această manetă care deblochează apărătoarea de disc și butonul de pornire. Deci pentru a putea utiliza și coborî brațul este nevoie să le acționăm simultan pe toate trei. Deci avem butonul de deasupra, maneta care deblochează apărătoarea și butonul de pornire. În acest moment putem coborî și utiliza, evident, fierăstrăul. Dacă nu eliberăm maneta, evident, nu putem coborî brațul fierăstrăului. Dacă eliberăm doar maneta și apăsăm butonul de pornire, fierăstrăul nu pornește. Și pentru a putea porni, e nevoie întâi de acest buton și apoi butonul de pornire. Putem elibera maneta în timpul utilizării, pentru că rolul este doar de a bloca apărătoarea la coborâre. Observați, putem culisa cu el. În momentul în care ajungem la ridicarea maximă, imediat această manetă va trece peste apărătoare. În acest moment nu mai putem coborî accidental brațul fierăstrăului. Planul fierăstrăului se poate roti de la aproximativ 47 de grade stânga până la 52 de grade în partea dreaptă. Observați această riglă, gradațiile sunt destul de clare. Haideți să vă arăt cum funcționează. Avem această manetă. Pentru a putea roti stânga-dreapta, maneta trebuie rotită către deschis. Și apoi avem acest element, această manetă suplimentară care trebuie apăsată. Ne putem acum roti și opri fierăstrăul în ce poziție dorim, ori către stânga, ori către dreapta. După cum puteți observa, pe această riglă sunt anumite poziții care sunt predefinite. De exemplu, 15 grade dreapta, 22,5, 30, 45. Dacă nu apăsăm această manetă în timpul rotirii, fierăstrăul se va opri automat pe prima poziție marcată. Deci dacă rotim către dreapta, se observa la 15 grade s-a blocat automat. Următoarea poziție este 0. Este blocat pe 0. Deci asta ne asigură precizie maximă la alegerea unui interval predefinit. În cazul în care dorim să utilizăm alt unghi, rămânem aici, sunt 7 grade către stânga, vom roti această manetă către strângere, către dreapta. Ok, se strânsă la maxim. Din acest moment nu mai putem roti stânga-dreapta mecanismul, deci este foarte bine fixat. Putem efectua în acest moment tăiere. Dacă vrem să revenim din nou la orice poziție, deci, de exemplu, la 0 grade, eliberăm maneta, am revenit la 0, o strângem și putem efectua tăieri. Avem două reazăme fixe, atât în partea dreaptă cât și în partea stângă. În setul de livrare, după cum ați văzut, aceste două prelungitoare pentru susținerea materialului de prelucrat.
Ele se pot așeza atât în partea stângă cât și în partea dreaptă. Avem aici o rozetă care se eliberează și se strânge pentru fixare. Căierea zâmbului este acum fix. Ghidajul din partea stângă se poate roti. Este foarte utilă această rotire pentru că permite coborârea fierăstrăului până la 45 de grade în partea stângă. După cum puteți vedea, tot în setul de livrare veți primi și această menghină. Rolul ei este destul de clar pentru fixarea materialului de prelucrat. Se fixează aici, se strânge și materialul de prelucrat poate fi prins. În acest fel este stabilizat cât mai bine pentru o tăiere precisă. Despre coborârea brațului fierăstrăului, după cum puteți vedea pe această riglă, se poate coborî până la 45 de grade în partea stângă. Pentru a putea schimba discul, avem în setul de livrare această cheie. Se folosește pentru desfacerea acestui șurub de aici. Se poate accesa apoi discul. Discul standard primit în setul de livrare este un disc de lemn cu 32 de dinți. Produs original Makita. Acesta este fierăstrăul de masă de la Makita LS1040. Pentru detaliile tehnice complete și comenzi, vă așteptăm pe site-ul nostru atelierultău.ro.